Doamne și domnule, bine v-a regăsit! Oare merge? Oare nu merge? Merge. Că e de comentat. E de comentat pentru că astăzi celebrăm victoria Teleormanului asupra întregii Românii. Teleormanul ăsta, care este pe primul loc, iată, la alocările de fonduri pentru dezvoltare, deși de acolo provin oamenii care ne-au dus înspre secole trecute și nu înspre măcar prezent, măcar prezent să fi fost. Da. Au primit băieții ăștia, ia uite aici, aproape o jumătate de miliard de lei noi, adică peste 100 de milioane de euro, să se dezvolte. Eu am avut curiozitatea să mă uit la ce au primit. Ce să fac ei cu banii? Știi, vezi aici. Bă, și mi-am dat seama că cei de la Teldrum, Teldrumul ăla combinat cu Dragnea, ar trebui să facă un chef monstruos. Din 26 de proiecte, 17 sunt pe drumuri, tată. Modernizare, asfaltare, mai o comună, mai un oraș. 17 din 26. M-am uitat după aia să văd, mă, dar în școli, cât au băgat totuși? Cât contează educația pentru Dăncilă, că e din Teleorman, pentru Dragnea, că e din Teleorman, mă rog, acum asta e de la Jilava sau de la Rahova, pentru Carmen Dan, că e din Teleorman, pentru ăia 50-60 de secretari de stat din guvern care tățăți din Teleorman, cât contează educația? Din 26 de proiecte, un singur proiectel, dar așa de 100 și un pic de mii de euro, da? Pentru o școală dintr-o comună. Atât. M-am uitat după aia să văd, bă, totuși, poate de aia au băgat așa de mulți bani, că s-au făcut un pic de rahat, că n-au nicio bibliotecă, nicio librărie în tot județul. N-au, tată. Nimic. Nu apare nici bibliotecă, s-o modernizeze, să mai adus niște cărți, iar de librării nu poate fi vorba, pentru că totuși povestim despre Teleormanul lui Dăncilă. Ar fi jignitor pentru Dăncilă, ar fi sfidător să apară în fața ei. Îți dai seama, să vină unul cu o gheretă sau să-și facă în fața blocului ei librărie. Ar fi dezastros. Adică femeia asta n-ar mai putea dormi noaptea, știi? E ca atunci când se mută unul lângă tine și pur și simplu, tu ai o căsuță, vrei să te ai liniștit, ești un pic analfabet așa ca Dăncilă și vine unul și strântește în fața casei tale, dita mai Academia Română. Bine, nu-i cazul de Academia Română de astăzi, că e condusă de unul care, vai de capul lui și ăla, o pleca steluțele de pe, o pleca steluțele, da. Nu? Sunt lucruri care țin acum de ultimile zbateri. Și toți cei care vor spune, sigur, moțiunea asta trece și trece și trece, ar trebui să aibă atâtica îndoială. Atâtica îndoială pentru că noi trebuie să înțelegem un lucru. Conducerea asta de PSD și tot timpul conducerea PSD-ului n-a fost formată din oameni normali. Oameni care zic, domnule, am pierdut, asta este, voi face lucrurile mai bune în viitor ca să câștig. Nu. Oamenii ăștia sunt obișnuiți să se agațe de putere pentru că ei s-au născut din Partidul Comunist. Partidul Comunist n-a ajuns niciodată prin vot la putere, ci prin fraudă. Adică nu există în ADN un fel de genă a democrației la PSD pentru că n-a existat nici la PCR. Și le-o place, le-o plăcea, nu le-o plăcea. De acolo se trag pesediștii, de la peceriști, de la PCR. Și atunci băieții ăștia, ca să revin în prezent, vor negocia, cum să zic, la sânge. Sunt niște înregistrări audio în care Madame Dăncilă amenință inclusiv voalat, e adevărat, cu dosare penale, cu cumpărături. Adică, bă, zic cât vrei să nu votezi. De ce e spaima foarte mare? PSD-ul n-a fost niciodată la putere pentru proiecte publice, pentru politici publice. A fost întotdeauna la putere pentru interesele de grup, care sunt, într-un fel sau altul, prezente, dar la alte, total alte dimensiuni, peste tot în politica mondială. Însă, singurul lor scop al PSD-iștilor a fost să rămân la putere. Și uită-te diferența, că eu m-am tot gândit, mă, de unde diferența asta dintre, totuși, guvernul Năstase, așa cum a fost Năstase, împușcat în gât, în odajul Gulara, și guvernul Dăncilă,
mă rog, Dragnea. Adică în guvernul Năstase erau oameni recunoșibili. Pur și simplu îi știai după nume, după voce. Bă, te uitai ce vorbesc. Adică vedeai că totuși au 2, 3, 10, 15 cărți citite. Guvernul Dăncilă, format din niște momâi, niște zombi, care pur și simplu s-au trezit brusc, foarte importanți. În ierarhie, nu pe stradă. Pe stradă nici dracu nu-i bag în sal. Da? Pur și simplu lua pe ăla de la protecția copilului din nu știu, din Botoșan și l-a făcut ministru. O luată pe nu știu care, necunoscută total nici acum. Eu sunt convins și fă un experiment. Vorbește cu nevasta sau cu bărbatul și vezi dacă știți 5 miniștri din ăștia 26 sau 27 de miniștri al Dăncilă. Nu știți. Pentru că sunt nimea în drum, cum se zice în Ardeal. De ce îți nimea în drum? De ce schelea de pe Crembuș? De ce ciuriburi în vârful Rimei? Șurii, na, dacă vrei să zici așa. Pentru că sistemul pe care l-a început Dragnea a fost un sistem al antiselecției. De ce antiselecție? Contraselecție. Pentru că nu avea nevoie de personalități. De oameni citiți. El însuși fiind repetent, Dăncilă săraca cu probleme grave la limba română, cu probleme grave de carieră, nu intra săraca la nici la facultate la care vrut, nici la liceu la care vrut. No, o tipă de aia super mediocră, care dintr-o dată s-a văzut în rochie de nașă, de nănașă mare, no, hai să fim prim-ministru. Dacă te uiți la haita de deputați și de senator PSD, sunt foarte puțini despre care ai auzit. Pe plan național vorbesc, că e Parlamentul Național. Da? Au fost aleși în așa fel încât să nu comenteze și să fie niște slugi perfecte. Dacă te uiți bine, uite-te că și acum, cine s-a revoltat și au trecut la alte partide? Cei care au pierdut funcțiile. Stăteau liniștiri, nici dracu nu a auzit de ei. Până acum, 5.000 de euro pe lună, bani de chirie, bani de aia, SMS să-l punem director pe ăla, n-ai auzit niciodată de ei. Acum, în momentul în care au pierdut niște funcții, puf, îi zbumit. Doamne, am pierdut puterea. Nu se poate, trec la alt partid. Lucrurile astea trebuie să ne îngrijoreze. Și nu să ne îngrijoreze că, vai, că să vezi că nu iese emoțiunea sau iese emoțiunea. Băieți, România este într-o situație atât de gravă încât aproape că nu mai contează dacă pică moțiunea sau nu pică moțiunea. România este o căruță care de pe marginea prăpastiei deja se rostogolește în neant sau spre dezastru total. Cine va veni la guvernare nu va putea face minuni. Sau minunile astea vor dura ani de zile. Gândește-te că noi ne-am îndatorat acum pe creștere economică, din consum, ca să fim exact, cu mai mult decât ne-am îndatorat pe timpul crizei. Și mai gândește la o treabă, și asta pe mine cel puțin mă frustrează. Bă, în loc ca Dăncilă, Carmen Dan, Orlando, Vâlcov, toți mecherașii ăștia care s-au perindat pe acolo, în loc să dea socoteală, bă, ia veniți în fața justiției, tată. Până la urmă ați făcut praf economia. Domnule, trebuie să răspunzi pentru asta. Ordonanța 114, ai făcut aia, în loc să dea socoteală, vor fi iarăși în Parlament, știi, că se vor pune pe primii pe listă și vor spune de acolo despre cum trebuie să meargă țara. Vorbeam, cred că am mai spus asta, alaltăieri am vorbit cu un domn care de 38 de ani trăiește în Germania. Și îmi zicea, băi, eu nu înțeleg, la o casă mai mare în Germania plătesc curentul 40 de euro pe lună. La o casă mai mică în România plătesc curentul 60 de euro pe lună. Pur și simplu totul este mai scump în România și românilor nu le vine să creadă când le spui. Mă duc în Spania, mă duc în unde vrei tu pe continent, poate în zona nordică și în zona Marii Britanii, să fie produsele mai scumpe decât la noi, dar și acolo unele. În rest, viața în România a devenit atât de scumpă încât stai și te întrebi, bă, dar noi avem totuși resurse cum n-au multe țări în Uniunea Europeană. Noi avem încă spații de-astea în care poți cultiva, ai grâu, ai ce vrei tu, cernoziu, poți să-l exporti dacă vrei. Și totuși suntem foarte săraci. Așa se întâmplă mereu, știi că este în economie blestemul resurselor, se numește. În țările cu resurse, în care popoarele nu sunt educate și în care elita politică este coruptă, sunt cele mai mari decalaje între el sărac și el bogat. Mă uitam pur și simplu
Mie nu vine să cred că nu există o dezbatere națională, bă, să fiu în locul lui Iohannis. Că acum în locul lui Dăncilă nu pot fi, că am și o demnitatea mea. Mai bine mă fac câine de vânătoare decât să fiu în locul lui Dăncilă, da? Să fie un tip care peste Dăncilă, numai Iohannis poate fi, președintele, ca să nu se interpreteze, aș da cu pumnul masă și aș spune, băieți, mi se rupe de frustrările voastre. Vreau să veniți toți, de urec vă iau, să comentați următoarea știre. Fireați, ai dracu. Următoarea știre sună așa. Doar în 2019, da? Doar în 2019, aproape 2 milioane de tineri au aplicat deja pentru joburi în străinătate. Băieți, doar într-un singur an. Într-un singur an înseamnă imens. Populația Sloveniei este de 2 milioane. Numai tineri, tată. Și gândește cine a aplicat la joburi în străinătate. Tineri calificați. România când va ateriza, va ateriza forțat și ne vom... Da, înțelegeți ce gândesc. Nu-i voie să înjur chiar atât de mult. Înțelegeți? 2 milioane de români tineri, de oameni tineri, dintr-o țară în care oricum au mai rămas vreo 17 milioane, să zic că vrem să plecăm și deja am aplicat la joburi în străinătate, păi tată, eu aștept aici un președinte mână de fier. Într-o democrație există președinte mână de fier, uite cum a fost Maia Sechel, da? Care să ia de urechi pe toți liderul partidelor, liderii partidelor, vine, îl ia pe fiecare, arde una cu capul de masă să se trezească și zice, noi ia comentați-mi repede chestia asta, că vă ia mama dracului pe toți. Să-ți plece 2 milioane de oameni calificați să aplice la joburi în străinătate, băieți, nici în timpul războiului n-a fost așa. Dar și în timpul războiului, dacă o să luăm așa, România a intrat cu 13 vagoane de aur și a ieșit cu 36 în al doilea război mondial. Înțelegeți? Dar lucrurile astea nu se știu, pentru că, dar cum să le spui? Noi trebuie să fim victime. Trebuie să, istoria ne învață să fim victime. Vai, că toată lumea ne-a călărit. Vitejul a fost numai Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul și încă vreo doi. Da? Atât. Și în rest noi suntem victime. Toată lumea s-a... au făcut ceva în capul nostru. Știi că atunci când se naște copilul, nu cumva să fie, să aibă atitudini de om liber. Nu, el să știe toată istoria ta, am fost mai de curul nostru, tată. Noi când veneam turci, când veneau turcii, otrăveam fântânile, ardeam grânele și tulio, tată, după iepuri în păduri. Asta ne învață manualele de istorie. Da? De ce ne învață așa? Ca să fim foarte supuși, să zicem, apoi, dragă, asta e soarta. Exact cum zic ăștia acum, a, păi n-am cu cine vota. Zi-să mor tu că n-ai cu cine vota. Dar ți-ar plăcea să vin eu în casă să spun, bă, băiatule, de astăzi mănânci numai pite cu un soare. Ți-ai zugrăvit alb? Vreau verde brotăcel cu niște buline mari roz. Ai vrea să fac asta? Ai vrea să aleg eu în locul tău? Dacă n-ai vrea să aleg în locul tău, atunci ai cu cine vota, tătucă. Un șut în curdă singur și ieși la vot. Da? 2 milioane de tineri calificați care au aplicat doar în 2019, da? Bun. Și în loc să fie o dezbatere, să bubuie guvernul, să zică tu l-ai, Doamne, ce-am pățit, vine Veorica care dă judecată internetul. Exact cum vrea Irina Login să-l aresteze pe Razdac, bursa aia de mărfuri sau ce era. Da? Domnule, pe mine mă cunoaște lumea întreagă și pe formula prescurtată Viorica Dăncilă. Păi, doamnă, nu te cunoaște pentru că ai fi pe internet. Te cunoaște pentru gafele pe care le-ai făcut și pentru faptul că ești aproape un simbol al prostiei, al ezitării și al găițărelii. Știi, ca o gaiță de aia. Nu știu cum fac gaițele. Știi, o tipă care cotcodăcește fără să facă ou, no, ca să nu zic. Da? Și vine și într-adevăr e recunoscută. Îți dau un titlu din Curentul de pe ziare.ro. Dăncilă e inconștientă. Amenință public parlamentarii care votează moțiunea că le taie banii de la primăriile din colegi. Bă, chestia asta e o chestie penală. Asta e infracțiune. Asta e șantaj. Dar la ei nu se pune pentru că ei... prin șantaj în 46, 47, 49, 50, cât vrei tu până în 89, s-au menținut la putere. Doar prin șantaj.
Și atunci de ce să aibă Veorica probleme de conștiință? Da? Și există înregistrarea audio pe care o dă Newsweek. Uite aici. Dăncilă le promite bani parlamentarilor PSD și amenință Voalat cu dosare penale. Băi, PSD-știlor care sunteți în Parlament, nu mai aveți cohones? Vă ia nașa mare? N-are un mare asta bani de rochie? Bă, în locul vostru, aș merge și aș trânti un pumn, tată, să-i zic fată. Mă rog, fată. Fă! Că la ea se spune fă. Acolo mă încățești, Latil Iorman, da? Tu ești, cum să zic, tu trebuie să fii condamnată pentru prostie, dar prostia nu e în codul penal. Gândește-te, l-o trimis pe Danica, da? O trimis-o prima dată pe plumb și acum l-o trimis pe Danica și ultima știre asta spune a fost respins de Comisia Europeană. Scurt. Și i s-a spus, doamnă, are mari probleme de integritate. Nu-l trimite pe hăstălalt când ai trimit-o pe hailaltă. N-are nicio problemă. Fetița are niște obligații probabil, da? Niște obligații și atunci zice la Danica, bă, eu am făcut tot ce am putut. Bag acolo, vezi tu cum negociez ca ai tăi, eu am făcut tot ce am putut, chiar dacă am făcut de căcat România, chiar dacă am făcut politica din România de tot rahatul, domnule, eu te-am trimis tot pe tine, nu contează că te-o respins, eu mi-am făcut datoria de proastă. Da? Adică, bă, fată, tu nu poți să faci tot ce vrei doar pentru că ești la putere. Puterea înseamnă, în primul rând, responsabilitate. Responsabilitate, în primul rând, față de mine, de mătușa mea, de mătușa aluia care se uită acum la emisiune, de cel care se uită la emisiune și de copiii noștri. Eu nu pot, cum să zic, eu nu pot fi obligat să roșesc întotdeauna când te văd pe tine la televizor, Madame Dăncilă. Mie mi-e rușine pur și simplu să vorbesc cu copilul meu de 16 ani despre politica pe care o duci tu în România. Pentru că el îmi reproșează de câte ori vede la televizor, bă, de ce ai rămas aici? De ce ți-o trebuie ție filologie cu limba ta română? Ce dracu faci? Nu vezi pe asta la televizor că e analfabetă. Și eu știi ce fac? Stau și roșesc. Și mă gândesc, bă, ce bine era dacă știam și eu să pun un metru pătrat de gresie. Dacă știam să fac, să pun un rigips. Sau dacă știam să fac cercetare în biologie, biochimie, în ce vrei tu. Dacă știam, de exemplu, să, nu știu, să nu mă doară spatele, să dau la șanțuri. Că plecam în străinătate. Dar cu limba română ce să faci în străinătate? Cu limba română, dacă ne referim chiar la Dăncilă, vezi că nu mai ai ce să faci nici măcar în România. Nu mai contează limba română în România. Nu? Sunt o grămadă care zic, bă, că să vezi că am fost în Harghita Covasna și ea nu vorbesc limba română. Băiatule, du-te în guvernul României mai întâi și o să vezi că ăia din Harghita Covasna vorbesc mai corect limba română decât ăia din guvernul României. Vorbim aici de Dăncilă. Uite-te că bă, nu are nimic. Nu are simțul ăla de nici știu cum să-i zic. Știi, când simți că ești ridicol, când simți că toată lumea face bășcău de tine, când vezi totuși pe Facebook, nu te uiți niciodată pe Facebook, că ăștia te fac proasta statului, râd de gafele tale, apar în presă că uite ce gafe mai făcut Dăncilă, chiar nu te simți deloc. N-ai niciun sentiment de remușcare să-i zici, bă, cumva să vorbesc sincer cu oamenii, să spun și eu, domnule, am fost emoționată, eram obosită, eram, să știți că n-am fost cea mai tare premiantă de la școală. E o conjunctură prin care am ajuns și încerc să fac datoria. Bă, un astfel de discurs, un pas în spate făcut, te-ar face și pe tine, și pe mine, care avem o anumită părere foarte proastă despre Dăncilă, să spunem, bă, totuși, în momentul în care recunoști că ești prost sau neavenit sau inconfortabil cu propria poziție, cu propria carieră, încep să, cum să zic, îi dai o șansă. Bă, totuși e adevărat. Uite, totuși femeia asta gândește. Nu. Ea n-are o problemă de asta. Eu zic consilierii, fă-te forțoasă că vrem să-ți construim o imagine de mână de fier într-o mânușă de catifia. Ba da, mână de fier. Bă, mână de fier o a avut Dragnea când îți dădea SMS drept și tu săreai, băteai pază de filare până la Palatul Victoria și înapoi. 30 de metri. Adică, tu cine ești? Cum ai apărut tu în viața mea? De ce trebuie să-mi faci tu mie praf viața? Numai pentru că tu ești din Teleorman, ai fost prietenă cu Dragnea și ai te-o pus ăla prim-ministru? Fata mea, asta e țara mea, nu-i țara voastră. România, voi trebuie să o slujiți. De ce? Pentru că noi o plătim.
Mai are plătit taxe, draculacu, luăm manuale, stai liniștită, luăm planetare, că n-avem autostrăzi, manuale luăm că nu sunt la școală, nicio problemă, luăm medicamente, ne internăm la privat, nu cumva să luăm vreo nozocomială, sigur voi nu le luați, că voi sunteți, mereți la Viena, știi, mereți la Istanbul, chestii de-astea, n-avem tată, nu poate mere toată lumea la Viena, noi am fost acum 100 de ani. Dar au fost niște tătălăi care au zis, lasă-mă să mergem la București, la București. Pardon, în turcește, București, îi zice București. Mergem acolo, la Ciubuc. Nu, la Ciubuc ați mers. Ați dat Ardealul Ciubuc, ați dat Bucovina Ciubuc, ați dat Banatul Ciubuc. Ăia înainte cu 150 de ani, au dat și Moldova Ciubuc. Și Ciubucul s-o ales tată. Trăim de pe o zi pe alta, exact cum trăiesc ciubucari. Mergem mai departe. Și spun la ce mă duc. Panseluțe. N-avem bani, da? Nu sunt bani. 820 de milioane de lei noi. Mă, bine am citit. 820 de milioane de lei noi înseamnă... Puai de capul meu. Incredibil. Aproape 200 de milioane de euro. 180 de milioane de euro. Eu nu cred că e suma asta. Ba da, așa zice. 820 de milioane de lei, da. Până la 820 de milioane de lei, adică 180 de milioane de euro, vrea să ia ăsta din București pentru panseluțe, tata. Pentru panseluțe. Bă, băiete. Păi cu banii ăia pornești un spital. Sunt fetele alea două care pornesc primul spital privat, făcut din donații, pentru copiii suferinți de cancer. Și se chinuie să mai ia câte un ban, câte un SMS, mai dă 1-2 euro. O vin, nu știu care companie petrolieră, dar 10 milioane de euro, cred că Petrom. Așa? Da? Și voi băgați atâția bani în panseluțe? Știi de ce se bagă atâția bani în spații verzi? Pentru că în spațiile verzi nimeni nu-ți numără câte petale ofilite are crizantema sau panseluța. Și îți arăt aici, în 2016, ai mai auzit ceva despre București, unde primăria au plătit pentru o singură crizantemă, tată. 310 lei era atunci 70 de euro firul de crizantemă. Ai auzit să pățească ceva? 2800 de lei pe un coș de gunoi. Da? 310 lei noi, adică 70 de euro pentru o crizantemă. În timp ce, atenție, țările bogate fac următorul lucru. Newsweek. Regele Suediei retrage titlurile a 5 nepoți pentru a face economie la bugetul țării. Să nu crezi că Suedia nu are bani. Suedia are bani. Dar știi ce construiește regele retregând pentru economii la buget? Titlurile a 5 nepoți construiește încrederea cetățeanului în statul suedez. În momentul în care cetățeanul vede că și sus se mai strânge din curea, chiar dacă este demonstrativ, chiar dacă este, lucrurile astea se fac și demonstrativ, tocmai ca să pui acolo, să sădești încredere. Și noi dăm 820 de, până la 820 de milioane de lei pentru panseluțe, tată. Bă, suntem nebuni. În momentul ăsta, România nu mai este o țară, tată. România nu este decât o conjunctură nefavorabilă pentru cetățeni, extrem de favorabilă pentru politicieni. Și uite-te un pic pe CV-urile celui, nu știu, parlamentarilor din județul tău. Încearcă să le găsești, nu știu, așa, joacă-te cu ideea, câte un loc de muncă. Oare cine l-ar angaja pe ăsta? Ce știe să facă ăsta? Dom'le, dacă îi tâmpla și-o ajuns parlamentar, bă, bravo! Înseamnă că tu știi să faci târnați. Tu știi să faci, nu știu, ceva de tâmplărie. Dar o să vezi că ei habar n-au. Majoritatea lucrează cu vorbele, tată. Majoritatea a lucrat toată viața la stat. Și-au ajuns acolo, cărând serviete, făcând așa, cu scama, da? Și acum sunt mulți și mari parlamentari. Uită-te de câte ori a apărut un model nou de Dacie,
Parlamentul și-a dat o lege că vrea mașini noi. De ce și-a dat? Tu ai impresia că ăia n-au mașini personale? Au, tată, și au mașini de 10.000 de euro. Ideea era pe mașina nouă pe care nu mai văzut-o satului natal, știi, să scrie DEP sau SEN și să meargă acolo să oprească în fața primăriei, să se adune lumea, să-i spună, vai, dragul Badi, știi că eu ți-a fost mare, ai ajuns acolo. Acum ești în Parlament, noi ne mândrim cu tine. Și să meargă eventual la fiii satului, la sărbătoare, să țină o cuvântare de aia sfărăitoare și apoi după aia cu popa, cu milițianul și cu primarul să-i ardă o beție de adevărată și dacă se poate și două folcloriste din satul natal. Asta este realitatea, tată. Noi nu suntem încă în secolul 21. Noi încă n-am trecut de secolul 19. Este rușinos. Și dacă spun că e rușinos, zic cu motiv. Ca rușinea asta nu să rușineze mai tare, ci să repare până când se mai poate ceva repara. V-am pupat. Ne vedem și mâine, ca de obicei.